Bun găsit, dragi telespectatori! Iată, în acest final de an ne-am gândit că împreună cu domnul primar, aici la Târgu Trotuș, să avem un scurt dialog în ceea ce privește activitatea Consiliului Local și al primăriei. Domnule primar, în primul rând vă mulțumim pentru că aveți amabilitatea să ne acordați acest scurt interviu. În primul rând, cum a fost anul acesta, anul 2016? Mulțumesc de întrebare. Greu, început greu. Aș vrea să le mulțumesc celor care au avut încredere în mine și celor care nu au avut o să se convingă și pe parcurs o să treacă de partea mea. A fost un în început greu, cu multe probleme care trebuie găsite rezolvarea, dar sperăm să fim sănătoși și o să ajungem la final cu ele. Desigur, dumneavoastră faceți o echipă bună cu Consiliul Local, Consiliul Local fiind forul deliberativ. Cum, cum ați demarat proiectele de când ați început mandatul aici la Târgu Trotuș? Da, sunt o parte din proiecte care le-am preluat și le-am dus mai departe și le voi duce mai departe și în anul următor. Sper și Consiliul Local să înțeleagă și să mă ajute în continuare, cum m-a ajutat și până acum, chiar dacă au fost mici divergențe. Mă voi zbate să reduc până la final toate proiectele care le-am în derulare. Pentru că este final de an, așa cum spuneam și la început, vă rugăm să aveți amabilitatea să transmiteți un mesaj cetățenilor Comunei Târgu Trotuș. Aș vrea să le transmit tuturor, și din Vișoara, și din Târgu Trotuș, și din Tuta, sărbători fericite, pline, alături de familie, și celor care sunt plecați peste hotare, chiar dacă nu au putut fi aproape de familie, să știi că au un sprijin aici la primărie. Chiar am avut uh, mai multe cazuri în care am fost solicitați și nu se poate pune problema să, să refuzăm ceva. Ajutăm cât putem, sigur că da, aveți un sprijin aici la primărie. Iată de aici de la uh, primăria Târgu uh, Trotuș, pentru Exclusiv TV, Eugen Ungureanu. Domnule primar, încă o dată vă mulțumim și vă asigurăm că de fiecare dată vom veni alături de dumneavoastră pentru ca cetățenii comunei Târgu Trotuș să știe exact cum merg, să spunem, proiectele care sunt în beneficiul lor. La mulți ani, multă sănătate și dumneavoastră, multă putere de muncă și toate cele bune. Mulțăm tuturor din comună și tuturor în general, multă sănătate. Vă mulțumesc de colaborare, sperăm într-un an mai bun, mai deschis. Și să colaborăm în continuare. La revedere!